Don Carlos, de Friedrich Schiller. Parcul Palatului din Aranjuez, reședința de vară a regilor Spaniei. În această zi frumoasă din vara anului 1568, pe o alee mai retrasă a parcului, Don Carlos, fiul regelui Filip al II-lea, se plimbă singuratec. Are 23 de ani, fața lui e visătoare și melancolică. Dar plimbarea tânărului prinț e întreruptă de sosirea lui Domingo, duhovnicul regelui. Acest călugăr dominican, slujitor de încredere al Inchiziției și sfătuitor tainic al regelui Filip, cunoaște toate intrigele ascunse ale curții. Desigur că nu întâmplător i-a ieșit acum în cale lui Don Carlos. Vicleanul călugăr îl învăluie cu vorbe domoale și iscoditoare. Frumoasa vreme din Aranjuez s-a isprăvit. Alteța voastră însă nu pleacă mai senină de aici. Mâhnirea asta gravă și solemnă pe care noi, alteță, cu uimire 8 luni în șir în ochi v-am urmărit-o, enigma întregei curți, îngrijorarea întregului regat. Pe suveran atâtea nopți de grijă l-au costat, pe mama voastră atâtea lacrimi. Mama? O, Doamne, dă-mi puterea ca să iert pe acela care mi-a făcut-o mamă. Alteță, eu, părinte, n-am avut noroc cu mamele. Chiar prima fapta mea pe lume a fost să-mi ucid mama. Alteță, este oare cu putință mustrarea asta să vă stea pe suflet? Și mama mea cea nouă, n-am pierdut iubirea tatii din pricina ei? Glumiți cu mine, alteță. Toată Spania adoră pe regine. De ce numai alteța voastră s-o vedeți cu ură și glasul înțelepciunii n-ascultați când o priviți? Alteță, cum? Femeia cea mai frumoasă de pe tot pământul, regina, ea care v-a fost cândva logotnică? Nu se poate, alteță. Băgați de seamă, alteță, să nu afli că o vedeți cu silă și dispreț. Asta ar îndurera-o. Crezi? Vă amintiți, alteță, de turnirul din Saragoza în care suveranul a fost rănit de o așchie de lance? Cu doamnele regina sta în tribuna din mijloc și deodată s-auzi un strigăt. Regele e rănit. Tumult. Și zvonul șoaptă ajunge la urechea reginii. Prințul, strigă ea, și vrea să se arunce jos de la tribună. Nu, regele, răspunde cineva. Atunci aduceți repede un medic, rostește ea trăgându-și răsuflarea. Pe gânduri stați, alteță. Da, admir pe veselul duhovnic al majestății sale. Ce priceput în povestiri hazlii. Părinte, osteneala ție degeaba. De vrei răsplată, du-te acum la rege. Eu numai bine vă doresc. De ce neîncredere aceasta? Nu cunoașteți pe slujitorul vostru devotat. Atunci mai bine lasă-mă. Toți știu că ești om sfânt. Dar drept să-ți spun, eu cred că ești prea copleșit de treburi. Și dacă știi prea multe lucruri, ești și mai copleșit.
Du vorba asta la rege care te-a trimis aici. Trimis aici? Da, da. Oh, știu prea bine. Prea bine știu că aici, la curtea asta, eu sunt trădat. Știu că zeci de ochi plătiți sunt să mă urmărească. Știu că regele feciorul și-a vândut celui mai rău din slujitorii săi. Și fiecare vorba mea e prinsă și aducătorului mai scump plătită decât a fost vreodată o faptă bună. Mai știu... Oh, dar nu mai spun. Inima mea s-ar revărsa și am vorbit destul. Chiar astă seară regele dorește să fie la Madrid și curtea-i gata. Deci dați-mi voie. Bine, bine, du-te. Îndată voi veni și eu. Altețe. Dar cine vine? Oh, puteri cerești! Marchizul Poza! Vechiul meu prieten! Rodrigo! Carlos! Chiar așa să fie! E adevărat ce văd, tu ești! Dar ce te aduce în chip neașteptat de la Bruxelles? Iertare, alteță scumpă, că răspund la bucuria asta cu mâhnire. Nu mă așteptam să-l văd așa pe fiul lui Filip. O roșeață nefirească pe obrazul vostru palid se aprinde și buzele vă tremură ca în friguri. Ce trebuie să cred, iubite părinți? Acesta e viteazul către care am fost trimis de un asuprit popor? Căci eu aici nu sunt Rodrigo, nu-s tovarășul de joacă a lui Carlos. Vă îmbrățișesc ca sol al omenirii întregi. Cu mine plâng la pieptul vostru provinciile Flandrei și vă roagă stăruitor și adânc să le salvați. Să-i sprăvit cu această țară care vi-i scumpă, dacă ducele de Alba, călău al fanatismului, va merge cu pravil spaniole la Bruxelles. Această țară nobilă își pune suprema ei speranță în nepotul destoinic al lui Carol împăratul. Ea piere dacă inima lui uită să bată pentru omenirea întreagă. Ea piere. Da? Vai mie, ce-au? Vorbești de vremuri care nu mai sunt. Fosta oare doar numai visul? Lasă-mă să plâng. O taină dureroasă mi-arde pieptul, dar ție vreau să-ți mărturisesc. Rodrigo, sunt îndrăgostit. Mi-i dragă regina. Știu că pasiunea asta e neîngăduită. Ce vreau eu lovește groaznic drepturile tatei. Știu. Și o iubesc. Pe calea asta merge la nebunie, ori la eșafot. Iubesc fără speranță, pătimaș, cu spaima morții și primejdea vieții. Știu asta. Totuși o iubesc. Regina cunoaște această dragoste? Cum oare puteam să-i spun ceva? Doar e soția lui Filip și regina. Și aici suntem în Spania, păzită strașnic de gelozia tatei și îngrădită de eticheta curții. Cum puteam de dânsa să mă apropii fără martori? Oh, Rodrigo, aș fi singur două clipe cu dânsa. Vai, dar tatăl vostru... De ce mi-aduce aminte iar de dânsul? Vorbește despre remușcări și spaime, numai de tatăl meu să nu vorbești. Presimt un mare nenoroc. Și eu. Pot oare să vă fac o rugăminte? Orice ați avea de gând, făgăduiți-mi că n-o să faceți fără sfatul meu. Făgăduiți? Da, totul, totul voi face cum vei spune. Suveranul se întoarce astăzi în oraș. Da. Nu-i vreme prea multă. Dacă vreți să stați de vorbă în taină cu regina, nu puteți decât aici, în Aranjuez. Eu chiar acum mă înfățișez la dânsa. Dacă a rămas aceeași ca la curtea lui Henric și aici în Spania, atunci mă va primi deschis și sincer. Dacă îi citesc în ochi speranțele lui Carlos
și văd că ar vrea această întâlnire, atunci, alteță, fiți pe aproape. Gata la semnul meu, îndată să veniți. Da, da, te aștept. Și acum, un singur lucru te-aș mai ruga, Rodrigo. Spune-mi, tu, urechea-mi de acest tu frățesc se încântă și inima prin el mi se măgește cu o presimțire de egalitate. Ce-i pentru tine un fleac, e pentru mine ca fiu de rege, mult de tot. Vrei, frate, să-mi fii? Da, Carlos, frate-ți sunt. Și acum nu mai întârzi nicio clipă. Plec. La revedere în curând. În grădina din fața pavilionului reginei. După o plimbare de rămas bun prin parc, regina și cu doamnele ei stau de vorbă. Doamnele sunt bucuroase că se întorc la Madrid. Regina însă nu. Aici, în Aranjuez, regulile etichetei spaniole sunt mai puțin rigide decât la Madrid. De aceea, regina părăsește cu părere de rău reședința ei de vară. Stai lângă mine, Mondecar. Prințesa Eboli, cu ochii ei voioși, m-a necăjit într-una. Toată dimineața asta. De-abia aș poate ascunde bucuria că pleacă de la țară. Majestate, e drept. Mă bucur că revăd Madridul. Și majestatea voastră, nu? Atât de greu vă despărțiți acum de Aranjuez. Da, cel puțin de locurile acestea. Găsesc aici copilărești petreceri și aerul iubitei mele Franța. Dar nu vedeți ce triste-s, majestate, ce singuratice-s aceste locuri? Ba dimpotrivă, cred. Madridul-i trist. Maestra noastră de ceremonii, ducesa de Olivares, ce ne spune? Eu, majestate, știu că e obiceiul să stăm aici o lună și o lună la Prado, iar iarna la palat. A fost așa de când sunt regi în Spania. Mai bine să vorbim de altceva. Azi încă nu mi-am sărutat copila. Marchiză, adu-mi-o, te rog, aici. Dar nu e ceasul încă, majestate. Nu-i ceasul când am voie să fiu mamă? Îmi pare rău. Vedeți să nu uitați să mă anunțați când va suna. Dar ce e? Ce vrea ducesă pajul? A sosit marchizul Poza, majestate. Poza? Din Franța și din țările de jos sosește acum. Și cere îngăduință să înmâneze câteva scrisori de la regenta mamă. Oh, asta-i voie? În protocolul meu nu se vorbește de cazul acesta unic, când un grande de Spania, venind de la o curte străină cu o scrisoare, o înmânează reginei în grădină. Foarte bine. Iau eu asupra mea orice pericol. Atunci cer voie, majestății voastre, să mă retrag cu doamnele. Veți face cum credeți. Majestate. Fii binevenit, marchize, pe pământul spaniol. De care n-am spus încă niciodată cu atâta fală că e țara mea, cum spun acum când sunteți regina noastră. După cum aud, ați avut drum prin Franța. Ce mi-aduceți din partea veneratei mele mame și de la mult iubiții frații mei? Scrisorile acestea, majestate. De nu mă înșel, marchize, sosirea dumitale a mai înveselit pe cineva aici la curte. Da. Am întâlnit un om mâhnit pe care în lumea asta nu l-ar înveseli decât... Te rog, urmează. Și mă gândesc... Ce fericit ar fi de-ar fi în locul meu. A cui e vina că nu-i aici? Cum? Pot să îndrăznesc să cred tot ce-aș dori? Oare ar găsi iertare dacă ar veni acum? Acum, marchize, acum? Ce vrei să spui? Oare ar putea să spere? Mă înspăimântați, marchize. Cred că nu o să fie. Iată-l. Vă las acum cu dânsul, majestate. Oh, iată în sfârșit sosită clipa pe care atâta vreme am dorit-o, când pot să ating această mână scumpă.
Ce îndrăsneală și ce nebunească surprindere! Ridică-te, te rog, ne vede lumea, curtea mea e aici. Nu mă ridic, chiar de-aș muri, nu-mi pasă. Pot să mă duc de aici la eșafot. O clipă petrecută în paradis, cu moartea nu-i deloc prea scump plătită. Atâta numai eu îți cer cu lacrimi, să pleci până nu vin doamnele. O, nu, soarta mi-o aștept aici, fie viață, fie moarte. De ce oare pusem eu toate speranțele în clipa asta care mi-ai dăruit-o între patru ochi? Pentru ca niște închipuiri de șarte să mă alunge? Nu, regină, nu! Nefericite, ce vrei de la mine? Regină, m-am luptat cu mine însumi. Nu! Așa cum niciun om nu s-a luptat. Nu! Pentru liniștea mea taci, o taci! Erai a mea, în fața lumii, mie de două tronuri mari făgăduite, de cer și de natură hărăzită. Și Filip, el mi te-a răpit. E tatăl tău. Și soțul tău. Cel care drept moștenire ți va lăsa regatul cel mai frumos din lume. Și pe tine, drept mamă. Dumnezeule, ce spui? O, știu prea bine cum iubește Filip. Ce ești tu în acest regat? Ascultă, regentă? Nu, căci dacă ai fi regentă, cum ar putea să mai ucidă Alba în Flandra? Ești lui Filip tu soție? Nu pot crede. O soție este pe inima bărbatului stăpână. A cui e însă inima lui Filip? Dar cine-ți spune oare că aș fi nefericită? Inima mi-o spune, fiindcă simte cât de fericit ai fi cu mine. Ce încrezut mai ești? Iubit ai tu vreodată? Ce întrebare! Iubit ai tu cândva? Nu mai iubesc. Te oprește inima? Sau jurământul? Te rog să pleci. Te rog să nu mai vii cu astfel de cuvinte niciodată. Te oprește inima sau jurământul? Să rămâne, scumpe Carlos. Simt adânc, simt nemaipomenita ta durere ce inima ți-o roade. Fără margini, ca dragostea, ții chinul. Fără margini ar fi și gloria de a ți-l învinge. E prea târziu. Să fii bărbat. O, Carlos, destinul sus te-a așezat, mai sus ca milioane de alți frați de-ai tăi. Te-a părtinit. Fii vrednic, deci, să stai în fruntea lumii. Și jertfește ceea ce nimeni încă n-a jertfit. Pot asta, da. Putere uriașă am ca să te câștig, nu să te pierd. Iubirea-i marea ta dregătorie, dar până acum greșit s-a îndreptat spre mine. Dar îndreaptă-ți-o mai bine spre viitoarele-ți imperii. Simte în loc de ghimpii cugetului rău plăcerea de a fi zeu. Elisabeta a fost iubirea ta dintâi. A doua să fie Spania. Ce bucuroasă voi fi, o scumpe Carlos, să fac loc acestei noi iubite mult mai bune. Ce suflet mare ai. Așa voi face. Voi face tot ce-mi ceri. Va fi cum vrei. M-am hotărât. Chiar mâine voi cere audiență tatei și am să-l rog să mă numească în țările de jos guvernator. Odată ce tu vrei, sunt hotărât. Va fi salvată Flandra. În mâna providenții sunt și jur, îți jur pe veșnicie. Doamne, nu. Jur veșnică tăcere, dar veșnică uitare. Nu. Cum pot să cer lui Carlos ceea ce nici eu nu sunt în stare? Regele! O, Doamne! Plecați de aici numai decât plecați, alteță! Bănuiala lui ar fi cumplită dacă te-ar vedea! Adio! Ce văd? Ce-i asta? Singură aici? Cum? Nici o doamnă nu te însoțește? Mă miră. Unde-s doamnele și curtea? Slăvite soț,
Te rog. Singură? De ce? De această grea de neiertat greșeală să mi se dea în tocmai socoteală. Cu protocolul cinei la regină? A cui e rândul astăzi să o servească? O, soțul meu, să nu fii supărat. Pe doamne le-am trimis să cheme Doica. Voiam să-mi iau puțin copila în brațe. A mea e vina, dacă asta e vină. Dar se poate ca îngrijorarea mea să te jignească? Mai mare grijă s-am eu de tron decât de soața sufletului meu. Căci de poporul meu răspunde spada-mi și ducele de Alba. De iubirea soției mele, numai ochii mei. Număr curtenii. Primul dintre ei, Don Carlos, fiul meu, lipsește. Carlos, de la o vreme mă cam necăjește. De când s-a întors de la înalta școală, de la Alcala, parcă se ferește de mine. Are sângele fierbinte. De ce privirea lui e atât de rece? Purtarea lui atât de măsurată și de solemnă? Cu luarea minte să fiți mereu. De veche stați. Eu stau. Cât bate o inimă sub zaua asta, domn Filip poate liniști să doarmă. Ca heruvimul la intrarea în rai stă ducele de Alba lângă tron. Pot să îndrăznesc cu toată umilința să contrazic pe cel mai înțelept din regi? Slăvesc prea mult și prea adânc pe suveranul nostru ca să pot pe fiul său să-l judec cu asprime. De sângele-i fierbinte, da, mi-i teamă. De inima lui, nu. Conte de Lerma, vorbești cum trebuie ca să-l îndupleși pe tatălui Don Carlos. Însărează-mă al regelui e ducele de Alba. Atât. Și acum plec la Madrid. Mă cheamă regal, am slujbă. Ciuma erezii se întinde, mă lipsindu-mi tot mai tare popoarele. Răscoala crește în Flandra, nu-i vreme de pierdut. Și un exemplu cumplit va converti pe rătăciți. Chiar mâine eu voi face jurământul cel mare al regilor creștinătății. Va fi o judecată fără seamă. În Palatul Regal din Madrid, regele Filip primește în audiență pe Don Carlos. Acesta, cu adâncă emoție, îi se aruncă la picioare. Oh, dulce clipă! Fiul tău de mult nu mai putuse să-ți sărute mâna. De ce m-ai alungat atâta vreme din inima ta, tată? Ce-am făcut? Nu te pricepi în astfel de tertipuri. Nu-mi plac. Scutește-mă! Oh, nu mă mai urâ! Te voi iubi! Te voi iubi cu foc, copilărește! Dar nu mă mai urâ. Ce minunat și dulce să te simți slăvit de un suflet frumos. Ce minunat e mână în mână cu un fiu iubit să mergi iar îndărât pe drumul plin de roz al tinereții și visul vieții să-l visezi din nou. Mi-e martor cerul că m-ai izgonit la fel ca din simțirea ta de tată de lângă sceptrul tău. Și până azi am trebuit eu, prinț moștenitor al Spaniei, să fiu pe acest pământ tun venetic, captiv în țara asta în care odată voi fi domnitor. Prea iute scurge sângele prin vine. Da, tată, sângele mi iute. Am 23 de ani și n-am făcut nimica pentru nemurire. Acum e vremea să pornesc și eu pe drumuri glorioase. Majestate, pot spune rugămintea pentru care sunt azi aici? Ce? Iar o rugăminte? Ai fost să rostești? Răscoala din Brabant se întinde. Împotriva îndârjirii rebelilor, e imediat nevoie de apărare tare și înțeleaptă. Ca să-i înfrângă,
Ducele de Alba aud că merge cu armată în Flandra, de rege învestit cu suverane puteri. E o sărcinare de onoare. O dați mie armata aceea sire, flamanzilor li-s drag. Sângele meu mi-l pun chezaș pentru credința lor. Visezi. E o însărcinare care cere un om matur și nu un tânăr. Cere numai un om și atât? Adică tocmai ceea ce Alba n-a fost niciodată. Nu pui răscoalei frâu decât cu spaimă. Să fii milos aici, o nebunie. Tu ești prea bun la suflet, fiul meu, în timp ce ducele-i temut. Deci lasă această rugăminte. Trimite-mă în Flandra. Nu! Vei rămâne aici. E hotărârea ta nestrămutată? Ia regelui. Atunci am isprăvit. Puțin timp după ce iese de la rege, Carlos e întâmpinat de un paj care îi dă o scrisoare. Deschis cu cheia asta odăile din fundul pavilionului reginei, intri și mergi până ajungi la cea din urmă. Alături este o cămăruță în care nici umbră de spion n-a străbătut. Aici iubirea va rosti în voi tot ce arătase până azi prin semne. Sfiosul o să fie ascultat și cel ce până acum m-a așteptat va dobândi frumoasă răsplătire. Nu visez, nu aiurez. Acesta mi brațul drept și asta e spada mea. Și acestea sunt silabe scrise. Tot ce văd aici, Aievea, mă iubește, da. După indicațiile scrisorii, Carlos găsește ușa pe care trebuie să o deschidă cu cheia adusă de paj. O, Doamne, ce e asta? Unde sunt? Prințesa Eboli. Oh, prințul Carlos. Ce e asta? Unde sunt? M-am înșelat și am intrat în altă parte. Bine mai știe prințul să găsească odăi în care-s doamne singure. Prințesă, te rog să mă ierți, dar am găsit deschisă anticamera. Se poate? După cât știu, chiar eu am încuiat-o. Nu, vi se pare. Sigur, vi se pare, vă înșelați. Închisă, da, e drept, închisă. Încuiat însă nu. Trecând pe aici, am auzit deodată un sunet de mandolă. N-a fost toare mandolă? Da, da, așa e, uite acolo. Mandora mie, ce să spun, mandora îmi place nemaipomenit de mult. Eu prețuiesc pe un om sfielnic care, nevrând să rușineze o femeie, se încurcă în asemenea minciuni. Prințesă, simt că stric mai rău a ceea ce vreau să trec. Dă-mi voie, deci, să las un rol pe care eu nu-l pot juca. De aceea chiar și plec numai decât. Dar de ce ești atât de tulburat? Par chiar să suferi. Dar de ce? Se poate? Cum? Dumneata pe care te-am podobit natura cu aceleași daruri și pentru fericirea celor mulți și a celor mai puțini. Cum? Dumneata să fii nenorocit? Nu este oare nimeni la curtea asta, niciun cavaler sau nici o doamnă să te lecuiască, să te înțeleagă, vreau să spun. Nici una care ar fi vrednică să te asculte. Într-adevăr, te prinde, deci, prințesă, să faci în inima descoperiri pe care chiar eu însumi niciodată nu le-aș fi bănuit? Cum?
Niciodată? Gândește-te. Privește împrejur. Nu ești în vreo daie de regine în care trebuie să fii cu mască. Hai, spune-mi în sfârșit ce este. Stau ca în fața unui scrin închis cu o vrajă la care nu pot potrivi vreo cheie. Cum stau și eu în fața dumitale. Atunci, fie. Trebuie odată și odată să mă hotărăsc. Te aleg judecător. Ești om mărinimos. Ești prinț și cavaler. Mă arunc la pieptuți. Ai să mă scapi sau, dacă sunt pierdută fără scăpare, hai să-mi plângi de milă. Un favorit al regelui, Rui Gomez de Silva, umblă ca să-mi ceară mână. Monarhul vrea și treaba e ticluită și sunt vândută acestui om. Vândută? Nu, stai. Întâi ascultă tot. Nu numai că sunt politici adusă jertfă, dar însăși demnitatea mea e în joc. Privește cum un sfânt își dă aramă pe față. Ia te rog scrisoarea asta. Citește-o. Unde să găsesc scăpare? O, Carlos, până acum întotdeauna mândria mea mi-a apărat virtutea, dar eu bucuria nu mi-o împărtășesc decât bărbatului ce l-am ales. Lui îi dau tot. Eu dăruiesc odată. Odată numai, dar pe veșnicie. Iubirea mea va face fericit pe unul numai, dar pe acesta unul ea-l va face zeu. Aș fi plecat de multă vreme de la curte și m-aș fi mormântat în ziduri sfinte. Mai este însă o legătură care de lume mă mai ține strâns legată. Este o fantasmă, poate, dar mi scumpă. Iubesc și nu-s iubită. Nu, ești. Așa cum este adevărat că în cerul e un Dumnezeu, ți-o jur că ești iubită mult. Mi-ai spus de mult. Jur asta? Dumneata? O, glas din ceruri. O, Carlos, dacă juri, atunci cred. Și cine-i fericită? Hai să știi. Neprihănirii tale mă destăinui, nu mai ascund. Iubesc și eu. Cât ești de rău. Atât de grea ți-a fost mărturisirea. A trebuit să par nenorocită ca să mă crezi că-s demnă de iubire. Ce spui? Cu mine să te joci așa? N-a fost frumos deloc. Până și cheia să spui că n-ai primit-o. Cheia? Da, așa-i, acum văd. Doamne, m-ai înțeles greșit. Nu, nu-i ce crezi. E groaznic. Ce-am făcut? Pleacă din ochii mei. Fugi. Vrei să mă omori? Te văd cu ură. Dă mai întâi scrisoarea pe care ți-am trimis-o și cheia și cealaltă scrisoare. Care cealaltă? Cum? Scrisoarea de la regii. Cum? Cea pe care chiar acum ți-am dat-o. E de la rege, către dumneata? O, Doamne, cum m-am încurcat de rău. Scrisoarea, dă-mi-o. Trebuie să-mi-o dai. Îți scrie regele? Dă-mi înapoi scrisoarea, pentru Dumnezeu. Scrisoarea aceasta poate să arate multe. Nemernica de mine. Ce-am făcut? Scrisoarea-i de la rege? Da, prințesa, aceasta schimbă totul dintr-o dată. Scrisoarea asta e scumpă, n-are preț. Am să o păstrez. A plecat. O, Doamne. Da, mă disprețuiește. Sunt acum îngrozitor de singură. Respinsă și alungată.
Ei, nu. Înlăturată. Înlăturată numai de o rivală. E îndrăgostit. Nu-i nicio îndoială. Chiar el l-a spus. Dar cine-i fericită? Cum n-am înțeles? Acum știu. Ei s-au iubit de mult și înainte de a o lua monarhul. Da, negreșit. El despre ea vorbea. Da, despre ea când eu credeam că sunt cu atâta înfocare adorată. El a crezut desigur că cheia regina i-a trimis-o. Și a venit. El, prin urmare, crede că soția lui Filip hotărâtă e să... Dar cum poate să creadă asta dacă n-ar avea dovezi mai mari? Clar ca lumina zilei. Ea îl iubește. Sfânta asta simte și ea la fel cu orice muritoare. Fățarnica. Dar vreau să mă răzbun și regele o să afle, da. Dar cum? Știu eu un drum până la urechea lui. Într-o galerie îndepărtată și întunecată a palatului, Domingo și ducele de Alba stau de vorbă în taină. Prințul și cu regina sunt uniți. În ei se furișează de pe-acum o travă a doctrinei celei noi. Iată de ce nu-i vreme de pierdut. Să ne grăbim, să-i prindem pe amândoi într-o capcană. Să aruncăm de ce regelui o vorbă întemeiată sau neîntemeiată. Nu. Cine-l va înștiința pe rege? Nici dumneata, nici eu. Să-ți spun acum ce-am plănuit de mult. Monarhul nostru iubește pe prințesa Eboli, iar eu atâți această pasiune ce mi-l lesnește de minune planul. Am pregătit cuncetul pe prințese ca să ne ajute în scopurile noastre. Vom face-o chiar regină. Azi mi-a spus că vine aici. Am mari speranțe întrânsa. E adevărat? Pe Dumnezeul meu sunt tuluit. Acum e totul gata. Dominicanule, te admir. Acum vom izbândi. Vine cineva. E ea, chiar ea. Atunci eu trec alături și dacă... Bun, am să vă chem. O clipă nu mai duce să spun ceva părintelui. Prințese, suntem gata să vă ascultăm. Ai dus răspunsul meu la rege? Încă nu. Atunci te rog să-i spui că l-aștept. Când i-am trimis cu indignare vorbă că nu primesc propunerile lui, credeam că e fericit lângă o regină frumoasă. Dar acum știu alte lucruri. Poftiți încoace, duce. Deocamdată atât vă spun. Am prins-o pe regină. Fățarnica aceasta a înșelat pe rege toată Spania. Pe mine e îndrăgostită. Știu că ea iubește și am dovezi. Dovezi care o să o facă să tremure. A înșelat pe rege, dar el nerăzbunat nu va rămâne. Chiar asta am dorit și noi. Monarhul va trebui numai decât să afle.
va trebui prin dumneata, prințesă, prin dumneata să afle tot. Pe cine altul ar putea să creadă decât pe iscusita și frumoasa prietena soției sale? Să mă gândesc de n-am putea cumva să punem mâna pe câteva scrisori. Ne-ar fi de mare ajutor vreuna de la Don Carlos. Dar ia stați, prințese, dormiți într-o odaie cu regina, de nu mă înșel. Nu chiar, în cea de alături. Dar ce-i cu asta? Cine se pricepe în chei și broaște? Unde-și ține cheia de la casetă? N-ați văzut cumva? Da, n-ar fi rău să... Cheia s-ar putea găsi, cred eu. Atunci e foarte bine. La revedere. Mâine ne întâlnim aici, înainte de a vorbi cu regele. Iar până atunci, multe se pot afla. Mânată de gelozie, prințesa de Eboli a spart caseta reginei și a luat de acolo un medalion al lui Don Carlos și câteva scrisori ale acestuia de pe vremea când regina era logodnica lui. Prințesa a dat regelui scrisorile. Iată-l acum pe rege în atacul lui după o noapte de nesomn. E atât de scufundat în gânduri că nici n-a băgat de seamă că s-a făcut ziua. Poruncă, majestate. Vezi, ducele de Alba e aici? Da, majestate. Cheamă-l. Spune, duce, e adevărat tot ce am aflat sau nu? Ce aveți, sire? Așadar, acum nu mai rămâne niciun slujitor de încredere. Cum? Sunt jignit de moarte. Toți știu și nimeni nu mi-a spus. Jignirea dusă regelui pe care eu să n-o fi cunoscut? Privește aici scrisoarea asta. Știa locuie scrisul acesta? E scrisul lui Don Carlos. Și altceva? Nimic n-ai mai putea ca să-mi descoperi? Citește mai departe. Cine a fost atât de ticălos încât să dea monarhului scrisoarea asta? Cum? Știi despre cine-i vorba în scrisoare? Stăpânul poruncește. Îndărât nu pot să dau. Ha. Da, știu de cine-i vorba. Spune! Ce știi? Mai vorbește fără frică. Îți dau cuvântul meu de rege. Sire, vă amintiți ce s-a întâmplat atunci în parcul din Anahuez? Ha. Regina era când ați venit cam tulburată și singură într-un boschet și nicio doamnă lângă dânsa. Și aud, urmează ce a mai fost. Don Carlos fusese acolo. Fusese acolo. Au dat de bănuit niște urme de pași, pași de bărbat, de pe nisipul aleii care ducea din boschet înspre grotă, unde s-a găsit de altfel și o batista lui Don Carlos. Un grădinar l-a și văzut pe acolo în clipa chiar când majestatea voastră intra în boschet. Dar asta, majestate, nu înseamnă nimic. Cum? Nu înseamnă nimic? Și nici scrisoarea? Nici această îngrămădire de dovezi cumplite? Prințul a pierdut în tânăra lui mamă, logodnica. Ei amândoi de mult se înțeleseseră în dorinți și gânduri. Oprite acum de starea ei cea nouă, ispita deci era cu atât mai mare prin dulcele amintiri ce le aveau. Din ce în ce mai mult îi ascultară de neînvinsul patimii imbold. Cum deci să recunoască ei vreun drept Consiliului de Stat asupra lor, să asculte de alegerea făcută de cabinetul regelui, când ei erau de pasiune copleșiți? Ea aștepta iubire și a primit o diademă. Nu,
Faci o înțeleaptă deosebire, duce. Foarte înțeleaptă. Admir argumentarea dumitale. Îți mulțumesc. Desigur, ai dreptate. Rău a făcut regina. Foarte rău că nu mi-a dat scrisorile acelea și nu mi-a spus nimic de vinovata sosirea infantelui în parc. Majestate? Să vin aici, Domingo. Bine, sire. Cu bucurie și mirare văd că sunteți sire liniștit. Mirare? Nu pot să ascund că știu o taină care... Atunci, dacă e așa, va trebui să-mi dai o mână de ajutor să ies din labirintul acesta întunecos în care un zel îngust m-a aruncat. Vreau adevărul să mi-l spui. Vorbește. Sire, chiar dacă bunătatea tagmii mele nu m-ar silia fi îngăduitor, tot m-aș ruga de majestatea voastră spre a vă păstra un cuget liniștit. Să rămâneți la ce ați descoperit. Mm-hmm. Ce știți acum poate fi iertat. O vorbă de la rege și regina n-a săvârșit nicio greșeală. Și numai chipul pașnic și senin al suveranului va alunga acele zvonuri mârșave pe care le răspândește calomnia. Zvonuri? Sunt zvonuri despre mine în popor? Minciuni, minciuni nerușinate, jur. Eu simt că ai un lucru rău să-mi spui. Nu întârzia, l-am și citit pe față. Dar, sire... Vă spun, poporul poate să greșească și chiar greșește fără îndoială atunci când spune... Ce anume? Ce? Poporul își amintește acum de vremea când majestatea voastră ați fost bolnav pe pragul morții. Și își mai amintește că numai 7 luni și jumătate după aceea a născut regina. Dar toate acestea vorbe. Eram pe pragul morții când ea s-a simțit mamă? Mi se pare că asta s-a întâmplat pe vremea când slăvea pe Sfântul Dominic în toate bisericile pentru că făcuse cu mine o minune. Dar ce a fost minune atunci, acum nu mai este. Deci ori acum, ori atunci voi m-ați înșelat. Cum să mai cred ce spuneți? V-am înțeles acum. Dacă ar fi fost complotul gata de pe atunci, minunea lui Sfântul Dominic s-ar fi pierdut. Complot? Ce credeți voi? Că nu-mi dau seama cu câtă voluptate acum gustați priveliștea durerii și a mâniei mele? Că nu-mi dau seama cum zelosul duce de nerăbdare arde să câștige favoarea ce-ar fi avut-o fiul meu și cum cucernicul părinte ar vrea să înarmeze micului necaz cu brațul tare al mâniei mele? Mai am și eu voință? Și de-i vorba să mă îndoiesc? Atunci mai bine încep cu voi! N-am meritat credința noastră să fie tălmăcită așa. Credința? Credința dă de veste să te aperi de crime viitoare. Răzbunarea vorbește doar de cele ce au trecut. Pot fi dovezi acolo unde ochii nu pot pătrunde? Voi chema în curând pe nobili regatului și stând în fruntea lor voi judeca eu însumi. Plecați! În sala de audiență veți aștepta noi ordine. Plecați! Majestate!
Dă-mi un om. Dă-mi un prieten. Am nevoie adâncă de adevăr. De aceea, dă-mi, o, dă-mi pe acel om rar, ales, deschis la suflet, cu mintea limpede și ochii senin, cu al cărui ajutor să-l pot găsi. Azvârl acum sorții dintre mii de oameni care se îngrămădesc în jurul soarelui puterii, fă-mă să aflu pe acel unic om ales. Să vină Contre de Lerma. Majestate. Conte, cum s-a făcut că până acum marchizul de Poza nu s-a arătat? Eu știu prea bine că marchizul m-a slujit cu glorie. Nu mai trăiește, poate. De ce n-a mai venit? Marchizul de-abia sosit din lungi călătorii pe care le-a făcut prin Europa. Acum e aici și așteaptă audiența oștească pentru ca să vină și în fața tronului să îngenuncheze. Vreau să vorbesc cu el, să mi-l aduci, acum chiar. Prea bine, majestate. Majestate, ai mai venit aici? Nu. Ai adus servicii mari coroanei. Pentru ce ai stat de mulțumirea mea departe? Abia de două zile m-am întors în țară, sire. Nu vreau să rămân dator acelora ce mă slujesc. Deci pot să-mi ceri acum o răsplată. De ocrotirea legilor mă bucur. Și mi-e destul. De această ocrotire se poate bucura și un ucigaș. Cu atât mai mult un vrednic cetățean. Aceasta, sire, mie mi-ajunge. De ce ai plecat din slujba mea? M-am dat în lături ca să fac loc vreunuia mai bun. Îmi pare rău. Când oameni de acest soi se dau deoparte, statul pierde mult. Sunt recunoscător pentru răsplata ce-mi dăruiește majestatea voastră când îmi arată buna sa părere. Și totuși... Stai la gânduri? Majestate, mărturisesc că nu sunt pregătit să îmbrac în vorbe de supus al vostru tot ce am gândit ca cetățean al lumii. Dar dacă e vorba să aleg disprețul sau să aleg disgrația, mai bine vreau să mă socotiți drept vinovat decât nebun. Da, spune. Eu nu pot să fiu un servitor regesc. Sinceritatea asta se cuvine să fie lăudată. Poți să faci un lucru bun care să mulțumească pe un patriot, cât și pe un înțelept. Încearcă de găsești în vreun regat de-al meu dregătoria potrivită cu acest înalt avânt al dumitale. Eu nu găsesc niciuna. Cum așa? Ceea ce majestatea voastră ar vrea cu ajutorul meu să răspândească e fericirea oamenilor? Oare e fericirea pe care aș dori-o eu oamenilor? Numai din iubire? Tare mă tem că majestatea voastră s-ar cam feri de această fericire. Ce e destul pentru coroană, este destul și pentru mine? Poate oare iubirea mea frățească să îndure năpăstuirea semenilor mei? Cum pot să cred că-s fericiți când ei n-au dreptul să gândească? Nu mă puneți pe mine să împart o fericire
pe care singur voi ați hotărât-o, nu pot să fiu un servitor regesc. Dacă așa vezi lucrurile, uite, eu mă gândesc să înființez la curte o slujbă care pentru un om de cuget... Ce mică și umilă socotiți că-i demnitatea omenească, sire. Oh. Chiar și în ce spune un om liber, vedeți doar vicleșugul ingușirii. Și acum să plec, vă rog, îngăduiți-mi. Ceea ce vreau să arăt mă înflăcărează. Mi-e inima prea plină și ispita de a mă deschide e prea tare în fața singurului om din lume căruia pot să-i o deschid. Vorbește. Eu vin acum din Flandra și Brabant. Ce mândre țări, bogate și mănoase. Și ce popor voinic și cât de bun. Și mă gândeam că trebuie să ai o mare bucurie atunci când ești părintele poporului acestuia. În drum am întâlnit grămezi de oase de oameni ce fusese rarși pe rug. Și aceasta m-a cutremurat adânc. Așa e. Dar în Spania, cum vezi, hrăduiesc în pace cetățenii. Și pacea asta vreau să o dau eu Flandrei. Da, pacea unui cimitir. Și vreți să-i sprăviți ce-ați început? Sperați să opriți și îndărâți să împingeți roata destinului întregii lumi? Vreți să sediți pentru o eternitate și moarte semănați? Un lucru silnic cum este acesta nu va dăinui mai mult decât acela care îl face. Tot ce clădiți cu nerecunoștință va fi primit. Ați înfruntat zadarnic natura și zadarnic ați jertfit o mare viață de monarh în planuri de drămare. Omul e mai mult decât îl socotiți. El se va smulge din lanțurile amorțelii și va cere iarăși dreptul lui cel sfânt și numele o să vi-l arunce alături de acela a lui Neron și Busiris și îmi pare rău. O dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Lăsați mărinimos, cum trebuie să fie un om puternic, să curgă fericirea peste lume din cornul belșugării majestății voastre. Lăsați în țara asta să înflorească și să dea roade spiritele. Dați, o dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Fiți peste milioane de regi, rege. Zvârliți această îndumnezeire ce-i nefirească și ne nimicește. O trăsătură de condei și lumea o făuriți din nou. Dați libertate gândirii. Contemplați în jurul vostru natura în toată măreția ei. Pe libertate este întemeiată și ce bogată ea prin libertate. Creațiunea majestății voastre însă ce strâmbă e și ce săracă este. O frunză dacă a foșnit, stăpânul creștinătății tremură de frică. Orice virtute o contemplați cu teamă. Mai bine, sire, hrăziți puterea regească numai fericirii popoarelor. Puterea asta care fu până acum hrăzită numai splendoarei tronului. Dați omenirei noblețea ei pierdută. Cetățeanul, să fie cine o fi, să n-aibă altă îndatorire decât să respecte în ceilalți drepturi ca și ale lui. Când omul sie însuși o să fie redat și va ști iar cât prețuiește, va înflori pe lume libertatea. Ți-am dat prilej să spui tot ce dorești. Eu știu că într-o minte așa cum este a dumitale, lumea se oglindește altfel decât în alte minți. De aceea pot să urmezi în voie să fii om sub ochii mei. Și ceilalți cetățeni? Nu de mine era vorba, sire. Nu treburile mele le apăram. Ce faceți cu supușii dumneavoastră? Acum lasă asta. Vei gândi altminteri când ai să-i cunoști pe oameni cum îi cunosc. Aș vrea să te mai văd. Cu ce aș putea să te îndatoresc? Lăsați-mă cum sunt.
cum m-ați privi dacă pe mine acum m-ați cumpăra ca și pe ceilalți? Eu mândria asta n-o sufăr. Ești cu începere de astăzi în slujba mea. Majestate... Nici o împotrivire. Va fi așa cum spun. Voiam să aflu parcă adevărul și am găsit ceva mai mult. Marchize, ai tot vorbit de mine ca monarh, dar nu ca om. Majestate... Nu te miri. Da, te înțeleg. Dar dacă sunt nefericit ca tată, nu pot să fiu ca soț mai fericit. Dacă un fiu plin de speranță, sire, și dacă o soție iubitoare dau dreptul unui muritor să creadă că e fericit, atunci vă bucurați de amândouă aceste fericiri. Nu, nu sunt fericit și niciodată nu mi-am dat seama de aceasta cum îmi dau acum. Prințul e bun și nobil, așa l-am cunoscut întotdeauna. Eu însă l-am mai cunoscut și altfel. Ce mi-a luat el, nicio coroană nu este în stare să înlocuiască. O vretnică regină. Sire, cine are îndrăzneala? Lumea, calomnia, eu însumi. Iată, am aici dovezi care îi condamnă pe amândoi. Mai sunt și altele care mă fac să cred îngrozitoare lucruri. Dar, marchize, să cred una ca asta îmi vine tare greu. Soția mea e mai bună decât toții. Și apoi în sufletul femeii, sire, mai e ceva sublim care se înalță deasupra aparenții și deasupra bârfelii. Da. E virtutea femeiască. Da, asta spun și eu. E greu să cazi atât de jos cum zice s-a căzut regina. Nu se rup așa ușor cum ar dori să mă convingă ei acele fine lanțuri ale cinstei. Marchize, dumneata-i cunoști pe oameni. De un om ca dumneata am dus eu lipsă. De aceea te-am ales. Pe mine, sire? Ai stat în fața regelui și n-ai cerut nimica pentru dumneata. Aceasta e pentru mine un lucru nou. Ai să fii drept și nu vei fi înșelat de patim. Vezi-l îndeaproape pe fiul meu și inima reginii s-o cercetezi. Îți dau îngăduința de a sta între patru ochi cu ea de vorbă. Și acum du-te. Te aștept să-mi spui ce lucruri noi și tainici ai aflat. Majestate! Majestate! Ce este, Lerma? Ce s-a întâmplat? În anticamera a intrat în clipa aceasta majestatea sa, regina. Acum chiar? Vă roagă să o primiți. Acum? Chiar acum vrea să vie? La ceasul acesta neobișnuit? Nu, nu pot acum să stau de vorbă cu dânsa. Sire. Majestatea sa, regina, a și venit. Ah. Stăpâne, soțul meu, sunt nevoită. Trebuie să cer, să cer acum de la tron dreptate. Dreptate? Da, la curtea asta sunt văzut în chip nedemn. Caseta mea a fost deschisă. Cum? Și multe lucruri care erau întrânsa pentru mine de mare preț au dispărut. De mare preț pentru tine? Care dacă ar fi răstălmăcite cu obrăznicie de vreun nepriceput... Răstălmăcite? Obrăznicie? Despre ce e vorba? Eu știu că e cineva de rang înalt, fiindcă avem acolo diamante și perle preț de peste un milion. Și el s-a mulțumit să ia scrisori. Pe care totuși eu... Vei ști îndată. Erau scrisori și un medalion de la infant. Cum? De la... Fiul tău. Și către tine? Către mine, da. Și cât de liniștită spui aceasta. Dar pentru ce te miri? Cred că ți-aduce aminte de scrisorile pe care cu îngăduința celor două curți Don Carlos mi le-a scris la Saint-Germain. Eram doar logodiți, putea să-mi scrie. Pe vremea aceea nu-i trecea prin minte că scrie mamei lui. Dar ce-i? De ce te uiți atât de tulburat? Dar ce-i aici pe masă?
E medalionul care mi-a fost furat. Și acestea sunt scrisorile. Cu asemenea mijloace să-ți pui soția la încercare, sire, e într-adevăr ceva regesc și nobil. Dar mi-aș îngădui o întrebare. Eu trebuie să întreb. Vreau cel puțin ca să nu suferi un nevinovat. Și dacă tâlhăria asta s-a săvârșit chiar la porunca ta... Da. Nu mai învinovățesc pe nimeni. Și nici nu plâng pe nimeni. Nu, pe nimeni decât pe tine. Că nu ți-ai găsit soția demnă de astfel de mijloace. Cunosc eu felul acesta de a vorbi. A doua oară însă nu mă înșal așa cum m-a înșelat în Aranjuez. E adevărat? E adevărat și acum că n-ai vorbit atunci cu nimeni? Chiar cu nimeni? Cu Don Carlos am vorbit. De ce ai tăgăduit? Fiindcă eu nu sunt obișnuită ca de față cu toți curtenii să fiu întrebată așa cum e întrebat un vinovat la judecată. Am primit să stau de vorbă cu Don Carlos. Mă rugase stăruitor. Și am făcut aceasta fiindcă n-aveam poftă să vorbesc cu majestatea voastră despre ele de față cu slujitorimea curții. Vorbești cu multă îndrăzneală, doamnă. Și mai era o pricină. Și anume că în inima părintelui său Carlos cu greu găsește acea dreptate care îi se cuvine. Cum îi se cuvine? Da, sire. Eu și n-am de ce să ascund. Pun mare preț pe dânsul și-l iubesc ca pe o rudă scumpă. Ca pe un om odinioară socotit drept vrednic să poarte un nume care pentru mine era mai potrivit. Nu m-am putut obișnui cu gândul că el mie de aceea tocmai trebuie să-mi fie mult mai străin decât oricare om, fiindcă în trecut mi-a fost mai drag decât oricare om. Dar dacă poate politica să noade după plac și să întărească legături, nu poate la fel de lesne să le și sfărâme. Dacă e așa... Și dacă greutatea cumplită învinuirii care apasă asupra-ți mai sporește acum abia cu un suflu numai, și dacă sunt înșelat, atunci să știi că va fi vai de tine și vai de mine. Spune-mi ce-am făcut. Și atunci chiar sânge ar putea să curgă. Cum? Până acolo am ajuns. Nu, pe mine însă nu mă mai cunosc. Nu-mi pasă nici de lege, nici de datini, nu-mi pasă nici de vocile naturii, nici de tratate între națiuni. Ce mult te plâng eu, sire! Să mă plângi? Nu-mi trebuie mila unei țitoare! Nu mai pot! Nu e prea mult! Mă năbuș! Doamne, ce-i? Ești paridă și șovăi, Elisabeta, vino-ți iar în fire! Încearcă să te reculegi, dar te rog, așează-te. Îndată am să chem pe cineva. Majestate? Conte de Lerma, spune să vină îndată doamnele. Reginii s-a făcut deodată rău. Să o ducă la ea în odaie. Nu, nu e nevoie. A fost o slăbiciune trecătoare. Plec singură. Nu e nevoie, sire. Nu, Lerma, însoțește-o pe regina. Pot să vorbesc cu regele? E poza. Majestate. Bine ai venit, marchize. Ce mi-aduci? Descoperiri de seamă care schimbă cu totul lucrurile. Ce anume? Când am ieșit de aici din aur, m-am și întâlnit cu prințul. Noi suntem prieteni în copilărie. Carlos are o încredere adâncă în mine. Nu mi-a fost greu să capăte de la el un portofoliu în care își ține toate scrisorile. I-am spus că e urmărit și că e mai bine să le păstrez eu. Aici e portofoliu. Dă-mi-l, dă-mi-l. Ia să vedem. Aceasta e o scrisoare de la împăratul, tatăl meu. Aici un plan de fortăreață. Cugetări din tacit. Asta ce-i? Un scris pe care parcă îl cunosc. E de la o femeie. Deschis cu cheia asta, e în fundul pavilionului regine. Cum? Aici iubirea va rosti în voie sfiosul, o frumoasă răsplătire. Oh,
trădare diavolească. Știu acum, ea este, e scrisul ei. E scrisul reginei? Nu se poate. Al prințesei de Eboli, marchize. Oh! Am căzut în mâini cumplite. Trebuie să spun, femeia asta a deschis caseta reginei. Ea mi-a spus și cine știe ce parte o fi având aici Domingo. Am fost în chip nemernic înșelat. Cum atunci s-ar mai putea? Mi-e tare teamă că față de soția mea, marchize, am fost nedrept. Și dacă între regină și prinț vreo înțelegere o fi fost, atunci a fost în chip neîndoienic cu totul în alt soi decât aceia de care sunt acum învinuiți. De o priveghere mai amănunțită, cred că e nevoie aici. Răspuns de dânsul. Majestate, dacă mă credeți bun de o treabă cum e asta, atunci vă rog să mi-o lăsați întreagă pe mâna mea și fără îngrădire. Așa va fi. Nu vreau să am pe nimeni, oricine ar fi și oricum l-ar chema, să-mi fie chipurile de ajutor și în fapt să stingherească tot ce fac. Dar nu va fi nimeni, îți făgăduiesc. Mai e nevoie de o prevedere. Mă tem ca prințul să nu afle. Are prieten bun și poate legături cu răsculații. S-ar putea să ia vreo hotărâre desnădăjduită. De aceea ar fi bine de pe acum să luăm măsuri ca să întâmpinăm aceasta prin mijloace foarte repezi. E foarte drept ce spui, dar cum? Să-mi dați un ordin de arestare și în clipa primejdiei mă voi sluji de el. Dar ordinul va fi secret de stat și numai eu îl voi cunoaște. Țara e în joc. Primejdia cea mare cere mijloace neobișnuite. Iată-l. Mă voi sluji de ordinul acesta doar când va fi neapărat nevoie. Și acum du-te. Pleacă, dragul meu. S-aduci iar sufletului meu odihnă și somnul nopților să mi-l dai iarăși. În vremea asta, Don Carlos află de la contele de Lerma, care este devotat de cele petrecute între rege și regină, și că Posa este acum confidentul monarhului. Convins că Posa i-a cerut portofoliul ca să arate regelui scrisorile reginei către dânsul, Carlos, speriat, vrea să se ducă la regină și să-i dea de veste. Dar cum să învingă piedicele pe care îi le pune în cale protocolul curții? Un singur om i-ar putea fi de ajutor, prințesa Eboli, confidenta reginei. Am încredere în sufletul tău blând. Eu alt prieten nu mai am pe lume decât pe tine. Te-ai purtat cândva frumos cu mine. N-ai să mă urăși mereu și să te împaci cu mine. Taci! Nu mai vorbi. Te rog, nu mai vorbi. Ce nemilos te joci cu mine. Fii mai bună decât sunt de obicei femeile și uită orice jicnire și fă ce până acum nici o femeie n-a mai făcut și nici nu va mai face. Îți cer un lucru nemai auzit. Cad în genunchi și îți cer să faci așa ca să vorbesc o clipă cu regina. Ce a spus? Nu. Să nu cumva să-l crezi. Marchizul de Poza și doi ofițeri din gardă aici la mine? Ce înseamnă asta? Prințesa, în genunchi te rog, pe tot ce-i sfânt. Nebun, nebun, nu l-asculta. E vorba de viață și de moarte. Du-mă la ea. Prințesa, te oprești să asculți. Conte de Cordoba, privește aici. În numele monarhului, Don Carlos e prizonierul dumitale. Cum? Vă rog, alteță, spada dumneavoastră. Oh. Ia seama, conte, ca alteța sa să nu vorbească un cuvânt cu nimeni. Cu nimeni! Dacă nu răspunzi cu capul. Eu chiar acum mă duc la suveran să-i dau despre acestea toate seama. Și dumneavoastră am să vă dau, alteță. Deci așteptați-mă. Vin peste un ceas. După câteva ore, în încăperea în care Carlos e prizonier. În fund e o ușă mare cu gratii, dincolo de care se văd sentinele. Marchizul de Poza intră și se apropie încet. Carlos, eu sunt. Vii să mă vezi. Ce bine. Asta e frumos din parte-ți.
M-am gândit că ai nevoie de un prieten. Da? Adevărat, chiar te-ai gândit așa? Mă bucur. Oh, mă bucur foarte mult. Știam că mi-ești mereu prieten. Și-s vrednic să crezi asta despre mine. Da, negreșit. Noi ne înțelegem bine și acum chiar îmi place că e așa. Știu că inima ta milostivă a sângerat în timp ce își pregătea de moarte jertfa. Cum? Ce vrei să spui? Vei sprăvi acum ceea ce eu am vrut și n-am putut. Vei dărui spaniolilor acele vremi de aur pe care ei zadarnic de la mine le-au așteptat. Cu mine s-a sfârșit pe totdeauna. Oh, de fi putut măcar Piaso Cruz de toate astea. Ți-aș fi mulțumit din fundul inimii. Acum nu era de ajuns că sufăr eu. Mai trebuia să sufere și ea. Și acum, destul. Nu, Carlos, ești nedrept. Nu însă pentru mustrarea asta. Dacă aș merita-o, aș merita orice mustrări. Și atunci eu n-aș mai sta în fața ta cum stau. Aici, iată câteva scrisori din cele date mie spre păstrare. Ți le înapoiez. Cum? Ți le dau fiindcă în mâna ta vor fi acum mai sigure decât în mâna mea. Ce-i asta? Regele nu le-a citit? Acum nici nu le-a văzut măcar? Ce anume să fi văzut? Scrisorile acestea? Atunci nu i le-ai arătat. Pe acestea pe care le-ai primit de la regina nu i le-am arătat. Doar cea trimisă de Ebori se află în mâna regelui. Atunci de ce sunt eu aici? Din prevedere. Dacă îți mai vine în gând cumva să spui prințesii Ebori ce ai pe suflet. Sfârșit, am înțeles. Acum e totul limpede. Dar cine vine? E ducele de Alba. Vin, alteță, să vă spun că sunteți liber. Suveranul prin mine vă trimite această veste. Sunt arestat, pe urmă iar sunt liber și nu știu pentru ce. Dintr-o greșeală la care, după câte știu, monarhul a fost ademenit de un mincinos. Eu din porunca regelui mă aflu aici, așa e? Da, dintr-o greșeală a majestății sale. Dar rău îmi pare, într-adevăr. Dar dacă suveranul a săvârșit greșeala, se cuvine tot el să fie în carne și în oase ca să îndrepte iarăși ce-a greșit. Această dreaptă cerere monarhul o va îndeplini fără îndoială dacă alteța voastră îmi dați voie să vă conduc la dânsul. Stau aici până mă scoate de la închisoare sau suveranul sau Madridul său. Răspunsul acesta îndată să-i duceți. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg nimic. Am auzit că ducele de Alba e în disgrație și tu ai fost numit ministru. Și acum, ce văd? Nu ești ministru. Vezi și tu? Am fost. O, Carlos, totul merge de minune. Am izbutit. Slăvit să fie cel de sus că mi-a dat sprijin să izbutesc. Să izbutești? Ce anume? Nu pot pricepe. Carlos, ai scăpat. Ești liber, ai scăpat. Iar eu... Iar... Tu? Iar eu te strâng la piept. Și acum noi trebuie să ne luăm adio. Cum îți fie teamă, fii bărbat. Orice ai auzi, făgăduiește-mi, Carlos, că n-ai să-mi copleșești cu o durere nevrednică de niște inimi mari această despărțire. Carlos, tu mă părăsești acum pe multă vreme. Nebunii spun pe veșnicie. Cum? Mărturisesc că eu m-am bucurat de ceasul acesta. Să ședem aici. Sunt ostenit. De ce ai căzut pe gânduri și nu-mi răspunzi? Atunci să-ți spun pe scurt. A doua zi după întâlnirea noastră, când ți-am cerut scrisorile, am fost chemat de rege. Ce ai ieșit de aici știi, astfel cum întreg Madridul știe. Dar tu nu știi că taina ta a fost descoperită și că în caseta reginei s-au găsit niște scrisori primejdioase pentru tine. Nu știi că eu aceste lucruri toate din gura regelui le-am auzit și că am fost chiar confidentul lui. Da, Carlos,
Chiar cu gura mea mi-am rupt credința către tine și am condus eu însumi uneltirea în vederea peirii tale. Faptele vorbeau cu totul împotrivă-ți. Nu puteam să te mai apăr, prea târziu era. Nu-mi rămânea decât să iau asupra-mi ca să-l răzbun pe Filip. Și așa, eu m-am făcut dușmanul tău ca să-ți slujesc mai bine. Mă asculți ori nu? Te ascult. Hai, spune, spune. N-am nicio vină până aici. Dar iată că strălucirea neobișnuită care-mi venea de la prietenia monarhului m-a dat de gol. Și zvonul ajunse până la tine, așa cum prevăzusem. Și s-a întâmplat atunci tocmai lucrul de care mă temeam. Tu te-ai speriat când unul și altul îți înfățișau tot felul de primejdi din născocire. Se aude că reginii a fost rău, palatul tot vuiește și mai vine și Lerma cu nefericita-i grabă de a-ți face un serviciu. Și în sfârșit tăcerea mea cu totul neînțeleasă. Acestea toate copleșesc deodată sufletul tău și îl uluiesc. Încep să șovăiești și crezi că m-ai pierdut și părăsit de singurul prieten te arunci în brațele prințesei Eboli, adică tocmai în brațele satanii. Nefericitule, ea te-a trădat. Noroc că te-am văzut când alergai la dânsa. Prinț de o presimțire rea te-am urmărit, dar prea târziu era. I te aruncase și la picioare și destăinuisești totul. Pentru tine nu mai era acum nicio scăpare. Privirile mi s-au întunecat, nimic nu mai găseam, nicio ieșire și niciun ajutor. Deodată o rază de soare parcă în suflet împătrunde și mă gândesc, ce-ar fi să înșel pe rege? Ce-ar fi să fac chiar eu pe vinovatul? Și poate că un trăznet ca acesta lovindu-l îl va face pe tiran să șovăie. Ce-mi trebuie mai mult? În timp ce el va sta la gânduri, Carlos va izbuti să fugă în Brabant. Și ai făcut tu asta? Da. Am scris lui Wilhelm de Orania că sunt îndrăgostit la culme de regine. Că datorită unei mincinoase învinuiri ce ți se aducea, am izbutit să scap de bănuiala monarhului. Că însuși el mi-a dat prilej să mă apropii de regine. Că totuși mi-a fost teamă. Da. Și că tu, aflând de pasiunea mea, te-ai dus în grabă la prințesa Ebori s-o rog să dea numai decât de veste regine despre cele ce se întâmplă. Că eu te-am arestat, dar văd că totul e acum pierdut și vreau să fug în Flandra. Scrisoarea asta... Cred că n-ai trimis-o cu poșta. Dar tu știi prea bine toate scrisorile către Brabant și Flandra. Sunt date regelui. Da. Cred că scrisoarea se află de pe acum în mâna lui. O, Doamne, sunt pierdut. Tu ești pierdut, de ce? Nefericitule, și tu pierdut vei fi cu mine împreună. Minciuna asta nemaipomenită nu ți va ierta o tata niciodată. Minciună? Cine oare îi va spune că e minciună? Cine? Chiar eu însumi. Hai, ești nebun? Nu, dă-te într-o parte, nu pentru Dumnezeu, nu mă opri. În timp ce stau aici de vorbă, era și tocmit un ucigaș. Atunci ne-i timpul cu atât mai prețios. Doar mai avem atâtea să ne spunem. Dacă vrea cumva. Ascultă, Carlos, eu tot atât de tare m-am gândit și tot așa de inimos am fost atunci, ții minte, în copilărie, când ai primit pedeapsa în locul meu? O, sfântă providență. Tu trebuie să scapi de aici, să scapi, să pleci în Flandra și să o dezrobești. Nu zăbovi, am pregătit-o totul. La mănăstirea din apropierea orașului pe care o știi, așteaptă caii gata de plecare. În poliție, aici e averea mea. Ce mai lipsește îți va da regina, ea știe tot. Cu ea m-am sfătuit. O vei vedea chiar azi și vei vorbi cu dânsa despre toate. Vei pleca. Nu. Menirea ta e să domnești. A mea e să-mi dau viața pentru tine. Nu. Să mergem amândoi acum la rege. El nu se va împotrivi. Nu poate să nu se înduplece când va vedea asemenea înălțime sufletească. Mă duc la el cu tine și spun: tată, vezi, asta a făcut-o un prieten. Pentru un prieten se va înduioșa. De lacrimi o să-i se umple ochii și o să ne ierte. Pentru cine e asta? S-a tras un foc de armă prin gratile ușii. Cred că e pentru mine. Rodrigo! Oh, Doamne Dumnezeule, ești rănit, îți scurge sânge. Dar cine, cine a fost Michelul? Știu, e regele. Se vede că-i grăbit. Vezi, caută de fugi cât mai curând. Auzi? Să fugi. Să scapi de aici. Să scapi. Să nu întârzi. Gata. Nu mai... Răspund la rugămintea ta și vin cu toți mai mari țări împreună să te vestesc eu însumi că ești liber. Ia-ți spada înapoi.
nu s-a lucrat cu chibzuial. Fiul meu aici nu e la locul lui. Ridică-te și în brațele părintelui tău vino. Tu miroși a umor. Nu te pot îmbrățișa. Nu fiți uimiți. E atât de groaznic ce-am făcut? V-ați supărat că am îndrăznit să mă ating de unsul lui Dumnezeu? Fiți fără nicio grijă. Nu pun pe dânsul mâna. Nu vedeți pe fruntea lui pecetea crimei? Cerul l-am semnat! Urmați-mă, curteni! Dar încotro, nu sire, nu așa! Nu vei pleca de aici! Împotrivești tatălui tău, mă puși de braț! Pune-ți pe rege! Pune-ți săbile în teacă! Dar ce? Credeți că-s nebun? Nu, nu-s nebun. Ceea ce am acum de descurcat cu regele acesta n-are face cu jurământul vostru de credință nimic! Vedeți? Îți degetele pline de sânge. Da? Uitați-vă la dânsul. Uitați-vă la mort. El a făcut aceasta. El cu mare tipăcie. De ce vă temeți? Dați-vă înapoi. Doar suntem fiu și tată. Am să aștept să văd până la ce nelegiuire natura... Natura? Nu cunosc nicio natură. Și acum Lozinca este omorul. Orice legătură de omenie este sfărmată. Și tu ai sfărmat-o, sire. Tu, pe tot întinsul împărăției tale. Știi ce ai făcut? Nu știi. Nu. Nu știi că ai răpit din lumea noastră o viață mai scumpă? Mai înaltă decât ești tu, împreună cu tot veacul tău. Și dacă m-am grăbit, se cade oare ca tu, cel pentru care m-am grăbit, să-mi cer de fapt asta socoteală? E cu putință. Acum, nu bănuiești ce înseamnă mortul acesta pentru mine. Mi-era prieten. Vrei să știi acum de ce am murit? Atunci îți spun că omul acesta pentru mine a murit. Iubire a fost viața lui. Iubire față de mine. Moartea lui frumoasă. A fost al meu. Atunci când tu credeai că are o stimă adâncă pentru tine, când aprinzându-și vorbele în glumă cu mintea ta cea mândră se juca, credeai că-l stăpânești și erai numai unealta planurilor lui înalte. Și arestarea mea n-a fost decât o faptă mare prevederii lui. Lui Wilhelm de Orania a scris numai și numai ca să mă salveze. A fost... O, Doamne, cea din tâi minciună a vieții lui. Și ca să mă salveze, s-a aruncat mărinimos în moarte. Și acum, poftim, aici e spada mea. Crezi că mă tem de răzbunarea ta? Ucide-mă, așa cum ai ucis pe cel mai bun, mai vrednic dintre oameni. S-ai sprăvit cu viața mea. Da, știu. Și ce e viața pentru mine acum? Zvârl tot ce mă așteaptă în lumea asta. Printre străini să-ți cauți un fecior. Împărăția mea. Aici ați alții. Dar ce s-aude? Parcă ar fi un zgomot ca de răscoală. Să vedeți îndată ce este. Majestate! Vine în fugă un ofițer din gardă. Răzvrătire! Unde e regele? Madridul tot s-a înarmat. Soldații și mulțime înconjură cu miile palatul. Se spune că Don Carlos i-a arestat. Că viața îi împrimește. Poporul vrea viu să-l vadă. Dacă nu... Dă foc Madridului! Apărăm pe rege! Fugiți! Miniștea-i mare, sire! Și nu știm cine înarmează brațul mulțimii! Tronul meu mai stă în picioare? Mai sunt eu regele acestei țări? Vreau să mă duc chiar eu să văd ce este. Duce de Alba! Ia comanda gărzii! Prea bine, majestate!
și în scurtă vreme voi face liniște în Madrid. Alteță, vreau să vă vorbesc o clipă. Ce este? Eu sunt medicul reginei, Luis Mercado. Majestatea sa, regina, vrea numai decât, chiar astăzi, să vă vorbească. Lucruri însemnate. Oh, pe lume, pentru mine, nu mai este nimic de seamă. E ceva din partea marchizului de Poza. Cum? Să mergem. Nu, Alteță, nu acum. Să așteptăm până la noapte. Sunt păzite toate intrările cu câte două străși. Primejdea e prea mare. Bine, dar... Un singur mijloc mai avem, Alteță. Regina l-a găsit și vi-l propune. Ce mijloc? Știți că, după o legendă, la miezul nopții, printr-o galerie boltită a Palatului Regal, ar fi umblând în haină de călugăr năluca împăratului. Toți cred. Dacă ați voi de această travestire să vă slujiți, ați izbutit să treceți prin toate străjile nevădămat până la odăile reginei. Cheia aceasta vi le va deschide. Găsiți la dumneavoastră în odaie masca și hainele de trebuință. La miezul nopții spune-i să mă aștepte. Alba, prin spionii lui, a aflat câteva fapte pe care se grăbește să le aducă la cunoștința lui Filip în cabinetul acestuia. Orașul liniștit. Dar, sire, asta e nimica toată față de o însemnată descoperire care s-a făcut acum chiar. Descoperire? Iarăși? La prinț s-a strecurat mai adineaur în taină un călugăr. Ar fi vrut să afle amănunte despre moartea lui Poza cu atâta stăruință că a dat de bănuit. Da. Străjerii mei l-au prins, l-au cercetat. Mm. De frica morții, călugărul făcut destăinuiri, spunând că are asupra lui scrisori de mare preț, pe care răposatul i le dăduse ca să le înmâneze lui Carlos, dacă până astă seară nu se va întoarce. Și? Dintr-o scrisoare se vede că noaptea asta prințul ar trebui să plece din Madrid. Ce trădător! Tot în scrisoarea asta mai este vorba și de o întâlnire ascunsă între don Carlos și regină în seara în care el va trebui să fugă. Cum? Atunci chiar astă seară? La miezul nopții. Foarte bine, duce. Îți mulțumesc. Să vie contele de Lerma. Da, majestate. Majestate? Conte de Lerma, du-te acum chiar să chem pe cardinalul inchizitor. Îl rog să-mi hărăzească un ceas de vorbă. Da, majestate. Așadar, la noapte... La două vor fi caii pregătiți la mănăstire. Te-ai uitat? Mai este lumină la regină? E întuneric. Azi, doamnelor, regina le-a dat drumul mult mai devreme ca de obicei. Ce este, Lerma? Cardinalul vine îndată, sire. Până atunci, Domingo ar vrea în grabă să vă aduc o știre. Să intre. Majestate, am aflat ceva ce aproape nu e de crezut. Spun doi străjeri care au venit acum din postul lor că ar fi văzut cum umbra împăratului trecea prin fața lor cu pași solemni și rari. La fel vorbesc și alte străji din partea aceea palatului. Mai spun că umbra în odăile reginii ar fi intrat. Cu ce înfățișare? În straile călugărești pe care le avea la mănăstirea de la Iuste. Și zici că stafia ar fi pierit înspre odăile reginei? Da, în antecamera reginei. Spuneți ostașilor din gardă să păzească intrările din aripa aceea.
Grozav, aș vrea să stau puțin de vorbă cu această umbră. Sire, cardinalul inchizitor. Lăsați-ne, majestate. Majestate. De mult nu m-ai chemat. Nici nu mă așteptam să mă mai chem. Trăiesc din nou acum o scenă de pe vremuri. Prințul Filip vorbește cu învățătorul lui și cere sfatul. Împăratul Carol, școlarul meu pe vremuri și slăvitul domniei tale, tată, n-a avut de sfatul meu nevoie niciodată. Ferici a fost. Eu însă, cardinale, am omorât un om și nu mai am odihnă. Pentru ce l-ai omorât? O înșelătorie fără seamă. Știu. Știi? De când? Și de la cine? Știu de ani de zile ce domnia ta abia în seara asta ai aflat. Știai de omul acesta? Viața lui de la început și până la sfârșit e scrisă în catastihul nostru sfânt. Și totuși l-ați lăsat în libertate. Frânghia care îl ținea legat era mai lungă, dar cu neputință de rupt. Fusese câtva timp plecat peste hotarul împărăției mele. Oriunde ar fi fost, eram și eu cu el. Dar spune-mi, ce nevoie aveai de el? Voiam să am pe lângă mine un om, fiindcă cei de soi lui Domingo... Ce trebuință ai de oameni! Oamenii sunt pentru tine, numai niște cifre și altceva nimic. Și acum spune, ce vrei cu mine? Fiul meu urzește o răzvrătire. Și ce vrei să faci? Nimic sau tot? Ce înseamnă aceea tot? Îl las să fugă dacă n-am să pot face să moară. Da. Trec atunci în mâna ta oficiul judecății. Pot să n-am aici niciun amestec? Dă-mi-l mie. E singurul meu fiu. Cui am să las ce-am strâns în viață? Lasă putrezirii mai bine decât libertății. Bine. Să mergem. Încotro? Cu mâna mea să-ți dau pe cel ce trebuie jertfit. Însoțit de marele inchizitor, regele se furișează în anticamera reginei, unde nu e nimeni la vremea aceasta târzie de noapte. Se ascund amândoi după o draperie și așteaptă. Don Carlos, travestit în călugăr, vine și bate la o ușă care se deschide îndată și prin care intră regina în haină de noapte. Carlos îngenunchează în fața ei. Elisabetta. Va să zică, așa ne revedem. Așa ne revedem. Ridică-te. Să nu ne înduioșăm unul pe altul, Carlos. Am venit să-ți spun că plec. Și bun rămas să-mi iau. Nu vrei să-mi spui nimic, Elisabetta? Nu-mi lua în seamă lacrimile, Carlos. Nu mi le pot opri. Tu singură știai ce strâns legați eram unul de altul. Și din pricina asta vei rămâne pentru mine ființa cea mai scumpă de pe pământ. Prietenia mea nu ți-o pot da, așa cum n-am putut să dau iubirea mea altei femei.
Dar pentru mine, văduva lui Filip va fi de-a purul sfântă. Dacă soarta mă va urca vreodată pe acest tron, mă duc să-mi scot poporul de sub jugul tiranilor. De acum înainte, Madridul mă va revedea ca rege, sau n-o să mă mai vadă niciodată. Și acum, adio, cea din urmă oară. O, Carlos, n-aș putea să mă ridic la măreția asta bărbătească, dar pot să te înțeleg și să te admir. Ai să primești din Flandra întâia mea scrisoare care va dezvălui ce a fost ascuns în legătura noastră. La luptă trec pe față cu Don Filip. De acum înainte nu mai vreau să fie între noi nimic tainic. Tu n-ai nevoie să te ascunzi de lume. Aceasta e cea din urma mea minciună. Într-adevăr, e cea din urmă, Carlos. O, Doamne, regele și cardinalul. Eu datoria mi-am făcut-o. Fă-o pe-a dumitale acum, cardinale. Ați ascultat Don Carlos de Frederick Schiller, traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Filipide. Distribuția a fost următoarea: regele Filip al II-lea, George Vraca, artist al poporului; Don Carlos, Constantin Codrescu; marchizul de Poza, Nicolae Brancomir, artist emerit; ducele de Alba, Aurel Rogalski; regina, Gina Petrini; Domingo, Nicu Dimitriu, artist emerit; prințesa de Eboli, Tanzi Cocea, artist emerită; ducesa de Olivarez, Cleo Pancernățeanu; contele de Lerma, George Demetru, artist emerit; Mercado, medicul reginei, Marcel Gingulescu; marele inchizitor, Gheorghe Ciprian, artist emerit; crainicul, Ludovic Antal; regia muzicală, inginer Lucian Ionescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.